În seara asta urci acolo printre tobe, chitară, pian sau ce mai e? Urci pe scenă, cum s-ar zice? Bună seara! De data aceasta nu. De data aceasta sunt un simplu spectator și am venit să-mi văd nașul, pe care îl iubesc foarte mult și pe care abia așteptam să-l văd și, bineînțeles, o foarte bună prietenă și un artist adevărat cu care recent am și jucat într-un film și pe care o să-l vedeți în noiembrie. Băieți deștepți se numește filmul și o să-l vedeți în cinematografie din noiembrie. Producătorul este chiar acolo, băiatul ăla cu pantaloni albi. Dânsul a făcut această nebunie și eu o să stau în public și o să urmăresc cu mare drag și o să mă simt bine. Am văzut că a venit și nașul în seara asta, tocmai ce a ajuns nașul, da? Cu nașa Bogătașa, știi că e vorba, cântecul. Dar chiar nu ți-e dor să mai cânti și tu nu-ți mai vine așa câteodată să-l suni pe Alex, să-i zici, hai fă-mi și mie o piesă sau hai dă-mi și mie un refren în piesele tale? Măi, să știi că mi-este foarte dor să fac treaba asta. Chiar am avut o tentativă, am făcut, de ce și să-mi trebuie să spun că am avut o tentativă în care am făcut o piesă pe care o și avem, dar încă poate nu suntem pregătiți să o lansăm sau poate a fost doar un demo, dar îmi este dor să fac treaba asta și oricum mă exteriorizez în musicalurile în care joc. E greu acolo, sunt alte genuri. Da, e altceva, pentru că e și de jucat și de dansat și de cântat, e altceva, dar să știi că iese fiara din mine, pentru că am acumulat foarte mult. Băi, vreau să mai cânt și eu, vreau să mai... Înainte să știi că mergeam frecvent la karaoke, mai scoteam din talent, ca să zic așa. Dar acum nu mai avem timp și... Încă o chestie, mi-aș dori să fac și treaba asta, dar mulțumită lui Dumnezeu că am foarte multă treabă și pentru că și filmez și am și spectacole la teatru și repetiții și sunt tot timpul de colo-colo, poate, cine știe, o să pot să fac și treaba asta, dar deocamdată m-am concentrat foarte mult pe partea de actor. Dar nici măcar Elefantul Cici sau aveam o căsuță mică, nu... N-ai înțeles, astea sunt la ordinea zilei, pentru că băiatul meu, vrei să spun că le știu pe de rost? Elefantul Cici care și-a pierdut cipicii și The Wheels on the Block Go Down and Down și multe alte chestii pe care le cântăm zilnic, adică ne trezim cu ele, mâncăm cu ele, dormim cu ele și toate cele, adică nu... Apropo de familia ta, știu că nu prea vorbești, dar în seara asta am observat că ai venit cu soția ta și da, că aveți și voi o seară, câteva ore de fapt singuri. Și mă uitam la ea și pe Instagram, nu-mi dădea seama, dar acum că am văzut o realitate, cum ai convins-o să se mărite minoră? Că văd că și acum tot minoră pare. Deși este mămică de ceva timp. Da, pare, dar nu este minoră. Când am cunoscut avea 20 de ani. Tocmai am împlinit frumoasa vârstă de 23. Mulțumim la fel și avem și un copil de 2 ani. Adică, ce poate fi mai frumos de atât, niște părinți tineri? Bine, nu și în cazul meu, pentru că eu totuși sunt mai bătrân cu 10 ani, da? Asta e partea a doua. Dar și eu sunt tânăr și un copil. Aveți acasă ceva, mâncați, că amândoi păreți de ea de 18 maxim și tu de 25 maxim. Mulțumesc foarte mult. Ce bei în seara asta? Să-mi spui ca să mergem să... Gratis tot. Ok. Da, băi, eu fac foarte mult sport, mai ales în ultima vreme, pentru că viața de tătic, vrei nu vrei, te îndeamnă spre păpică, fără să vrei, adică involuntar, așa, când nu te gândești, pac, mai mănânci ceva, adică e ceva ciudat, e un efect pe care nu-l înțelege nimeni. Și mă cam îngrășasem cel puțin când am jucat în serialul Vlad, aveam 90 ceva de chile, acum, mulțumită lui Dumnezeu, am 87. Și e totul bine și vreau să mai slăbesc încă 2 kg și am zis, băi, totuși, fac meseria pe care o fac, n-aș vrea totuși să fiu un actor cu burtă la 33 de ani, că mai avem timp să facem treaba asta, știi? Adică... Deci cum ai convins-o așa de repede? Cu talentul tău actoricesc, cu, nu știu, cu ochii tăi albaștri, ai cântat la chitară, ce s-a întâmplat? Că nu vezi că acum sunt femei care au 40 de ani și nu vor să se mai căsătorească și tu imediat... Bine, pot să spun că mi-am folosit abilitățile actoricești pentru că la prima întâlnire am invitat-o la Teatrul Național și m-am văzut în spectacolul Regele Lir, unde mă și pupam cu o parteneră, pentru că am vrut să iară din prima cam ce se întâmplă în meseria asta, ca să nu avem după aia probleme. Corect. Și bine, gelozia oricum există, indiferent. Bine, acum, bine, pot să spun că nu e foarte geloasă. Chiar nu e. Asta e un lucru bun.
Dar eu o știu pe ea de foarte mult timp, pentru că suntem din același oraș. Bine, eu nu sunt din București, eu sunt din județul Dâmbovița, mai exact orașul Pucioasă, lângă Târgoviști. Și o știam de când era... Bine, sunt mai mare ca ea cu 10 ani. Îți dai seama de când o cunosc. Totdeauna. Da, și i-am zis, băi, așa... Nu pot să zic că am așteptat să se facă mare, dar... Am așteptat și iată că s-a întâmplat. Și avem 3 ani de relație și un copil de 2 ani. Vă dorim la cât mai mulți copii. Mulțumesc, pentru că aveți genă bună. Și e și păcat să-i rosiți gena. Dar mai zi-mi așa ceva pe final, pentru că de fiecare dată când stau de vorbă cu unul dintre actorii de la Clanul, toți sper să aflu când, Doamne, începe serialul. Că m-am săturat de promourile cu un curând, în curând, în curând. Tu știi ceva? Ne zici și nu. Băi, sincer, știu ce pot să vă spun și eu. E același, că începe în septembrie. Atât pot să vă spun, dar nu știu exact ziua, nu știu exact când începe sau data, ora, nimeni nu știe și nu știm treaba asta, nici noi. Știm doar că va începe în septembrie, atât. Mai bine, mai avem 30 de zile de așteptat. Până nu o să spună ei oficial treaba asta, nici noi nu știm ce să vă spunem. Cum a fost? Mai aveți de filmat? Că știu că primul sezon are undeva la 13 episoade. Am aflat noi așa pe surse. Ați terminat filmările, vă odihniți și voi? Încă nu am terminat filmările, încă suntem în filmări, la primul sezon. Și cred că va urma și sezonul 2. Cu siguranță, nu ne lasă Angel așa, să ne dea totul din prima. Cu siguranță va urma și sezonul 2 și nu pot să vă spun foarte multe, că sincer, nu, că nici eu nu știu foarte multe și nu... Eu doar mă duc și îmi fac treaba. Știu că nu poți să-mi spui foarte multe, aveți un contract, doar zi-mi așa, dacă e posibil să te vedem din Băiat Bun în Rău sau o răsturnare așa de situație. Asta pot să spun. De data asta nu. De data asta sunt Băiat Bun. Până la capăt? Așa adică sper. Așa sper. Deocamdată sunt Băiat Bun. Doamne, sunt Băiat Bun și cred că așa voi fi până la sfârșitul... sezoanelor sau... În Angel n-avem încredere că ține așa șirul unui personaj. Ba da, ar trebui să aveți încredere în Angel, pentru că este foarte talentat și pentru că, indiferent de ce se întâmplă cu parcursul personajelor, el tot timpul face ca totul să fie bine și nu ne gândim la fiecare în parte, ne gândim la produsul total.